dacă nu se va găsi o soluție pentru alimentarea cu motorina a utilajelor care lucrează la refacerea zonelor afectate de inundații, mașinile vor fi trase pe dreapta. Prefectul de Gorj, Alin Văcaru, va solicita sprijinul Ministerului de Resort pentru a remedia situația. Dumnealor au solicitat sprijin pentru motorină, ca să poată să-și folosească utilajele care le au dumnealor în dotare și utilajele care au venit în sprijinul dumnealor să le ofere măcar motorina. Și o să analizăm, să vedem, să facem o cerere la minister pentru a ne asigura câteva tone de motorină necesar pentru funcționarea utilajelor din dotare. În urma inundațiilor de săptămâna trecută din județul Gorj au fost afectate mai multe localități și sute de familii au rămas fără agoniseala de o viață. Novaci, Baia de Fier, Polovraci, Crazna, Albeni și Bengeș, Ciocadia au avut cel mai mult de suferit în urma calamităților. Guvernul României a alocat în primă fază 120 de miliarde de lei vechi pentru lucrările de reabilitare din zonele afectate. 90 de miliarde au fost folosiți numai pentru refacerea podului de la Albeni, care a fost pur și simplu distrus de viitură.